Dragi părinți, bunici, dragi copii, stimate colegi, colege, stimați invitați, bine ați venit în grădinița noastră. Este o zi de sărbătoare. Este o zi când noi celebrăm începerea unui nou an de grădiniță. De data asta, pentru noi este ceva mai deosebit, pentru că astăzi, după o muncă destul de istovitoare, reușim să deschidem porțile grădiniței cu program prelungit. Lucrul acesta nu puteam să-l realizez dacă nu aveam alături de mine oficialitățile locale, nu aveam alături de mine sponsorii, care nu sunt puțini și pe calea asta vreau să le mulțumesc. Nu aveam lângă mine asociația de părinți care a fost trup și suflet la tot ce am realizat în grădiniță. Nu aveam alături de mine colegii mei, dar mai ales pe voi, părinții, care m-ați susținut în momentul când am venit cu acest proiect în fața voastră. Este o mare realizare pentru noi și simt că sunt binecuvântată că am reușit să fac lucrul acesta. Pentru că știu că vin în ajutorul multor părinți care își doresc să muncească și nu aveau unde să lase copiii. Astăzi, fiind prima zi de grădiniță, vă cer câteva lucruri, dragi părinți. În primul rând, vreau să vă cer încredere. Să aveți încredere în colegii mei și să le dați încredere. Pentru că dacă ei au ajuns în fața dumneavoastră, au trecut printr-un proces de învățare și știu exact ce au de făcut cu mititeii dumneavoastră. Un alt lucru pe care vi-l cer din toată inima mea este colaborarea. Să știți că acel împreună nu se poate realiza fără colaborare. Ușile sunt deschise, atât la biroul meu, cât și la doamnele educatoare. Și un alt lucru pe care vi-l cer astăzi este să fiți buni. Să fiți buni cu voi, cu copiii voștri, cu educatorii voștri și cu toți cei care sunt și luați contact cu ei. A fi bun este un plus pentru fiecare dintre noi, dar și pentru comunitatea în care noi trăim. Astăzi, după cum vedeți, am lângă mine pe principalul colaborator al grădiniței, pe domnul primar, pe domnul viceprimar, dar și pe consilierii locali care au spus da, un da hotărât în momentul când am venit cu acest proiect. Astăzi le mulțumesc într-un chip deosebit. Mai sunt multe lucruri de realizat și știu că vor fi tot timpul alături de mine. Îi dau microfonul domnului primar să vă spună un cuvânt de încurajare. Vă mulțumesc, domnule director. Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Bună ziua, copilași! Așa cum a spus doamna director, a fost multă muncă, mai mult din partea dumneavoastră și o felicit că a avut curajul să implice în un asemenea proiect. Nu este ușor, a fost greu. Mulțumesc și eu sponsorilor, Consiliului Local, părinților, educatorilor care s-au implicat pentru această frumoasă investiție. Important este să o păstrăm și pe mai departe toți să ne implicăm în a păstra și aduce mai departe acest proiect.
ce pot să spun decât mult succes, Doamne ajută și să fie un an cât mai frumos. Atât, mulțumesc. Mulțumim mult. Îl invit alături de mine și pe părintele. De fapt, el o să ia cuvântul la urmă când o să vă dea și o binecuvântare. După cum vedeți, sunt înconjurată de niște ființe extraordinare. Doamnele educatoare, doamna de la grădiniță, sunt frumoase, arătoase și pline de viață, așa cum trebuie să fie o educatoare în fața copiilor. Sunt fericită că le am alături de mine. Pe două dintre ele deja le cunoașteți. Este vorba de doamna educatoare Carmen Dumea, care va continua cu clasa, cu grupa mare. Până la ora 12, copiii se vor uni în grupa mare pe care o să-i îndrume doamna educatoare, iar după 12, copiii de la grupa mare care au optat pentru programul prelungit se vor uni cu cei de la grupa mijlocie pentru programul de după amiază, pentru că noi avem două grupe de program prelungit. Avem o grupă mică, program prelungit, și o grupă mixtă de program prelungit. La grupa mijlocie va continua să îndrume domnișoara Georgiana Cobuz și tot la fel vom proceda și cu cei de la grupa mijlocie. Până la ora 12, toți copiii de la grupa mijlocie vor fi îndrumați de doamna educatoare. După amiază, doamna educatoare, pentru că doamna titulară care a venit pe post este mămică și este un lucru extraordinar că a mai venit pe lume un copilaș, 45 de zile când este, atâta timp cât este doamna în prenatal, grupa de după amiază mixtă va fi preluată de doamna Georgiana și bineînțeles că va fi ajutată și de celelalte doamne din grădiniță. Deci aveți încredere și dați încredere. Continuăm cu o altă domnișoară titulară. Este vorba despre Andreea Crețu, care va prelua grupa mică, program prelungit, împreună cu doamna educatoare Iuliana. Deci, cele două doamne vor fi la program prelungit, grupa mică. Și mai avem o grupă mică, program normal, care va fi preluată de domnișoara Gabriela, cărora le spunem bun venit! Au venit cu chef de muncă. Prima dată când au intrat în școală, le-am întrebat, iubiți copiii? Și le-au spus da, un da hotărât. Și atunci am zis că sunteți la locul potrivit, pentru că eu am nevoie de oameni care iubesc copiii. Și le avem aici. Le dorim mult succes. Și ca să nu lungesc mult, că suntem în fața soarelui care ne luminează, astăzi avem un moment special, având în vedere că este prima zi când o să fie debutul grădiniței cu program prelungit. Ne-am gândit să facem o sărbătoare, în sensul că să marcăm acest moment și să rămânem cu ceva amintire. Și am primit sugestia că ar fi bine să facem așa cum fac oamenii ăia mari de pe la... Să facem și o tăiere de pămblicuță. O să fie și lucrul acesta după ce terminăm de spus aici. Astăzi este ziua deschisă, este poarta ușilor deschise la grădiniță. De aceea, toți părinții au ocazia să viziteze grădinița, să vadă în ce condiții o să
învețe copilașilor. În ce condiții o să doarmă copilașilor, în ce condiții o să mănânce. Eu am să trec după ce o să intrați în clase pe la fiecare grupă ca să vă mai povestesc anumite lucruri și să nu vă țin pe toți aici. Deci programul, o să stabilim împreună programul. M-am interesat la celelalte grădinițe cu program prelungit. Programul la ele este de la 7:30 la 4:30, dar o să stabilim împreună cu voi părinții. Masa va fi prin catering. Am vorbit deja cu domnul Octav, care este localul nostru de aici, și am scos masa la un preț foarte bun, 20 de lei pe zi pentru masă. Asta însemnând masa de prânz, o ciorbă felul principal și un fruct de sezon. Dacă mai este altceva, o să discutăm la clase, dacă mai veniți cu altă propunere. Având în vedere că am luat totul nou, lenjerii și tot ce trebuie, și ca să fim în regulă și cu DSP-ul și cu tot, m-am interesat de o firmă de spălătorie, pentru că noi nu avem unde să spălăm lenjeria, și săptămânal lenjeriile vor fi duse la o firmă de spălătorie, unde vor fi spălate, călcate și aduse în țiple, pentru că cel mai important pentru mine este siguranța copiilor. Și alte lucruri o să mai vorbim la grupe. Acum dau microfonul părintelui Iedi ca să vă dea o binecuvântare de început de grădiniță. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeule al Luminii, fă-i pe acești copii și pe educatori și pe părinți, discipolii acelei înțelepciuni care îl are drept manual, catedră și maestru pe Hristos, Fiul Tău. Asistă și ocrotește pe toți membrii comunității celor care studiază și binecuvântează eforturile lor sincere, pentru ca noile generații să fie promovate atât la școală, la grădiniță, cât și în viață. Ajută-ne să contribuim la edificarea civilizației iubirii spre lauda și mărirea numelui Tău. Prin Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Mult succes și curaj și răbdare educatorilor. Mulțumim mult! Acum, pe rând, o să mergem de acolo. O să facem intrarea chiar prin față. Da, sunt fericită că astăzi deschidem porțile grădiniței cu program prelungit și pe calea asta vreau să mulțumesc foarte mult autorităților locale, dar mai ales sponsorilor, cu ajutorul cărora am făcut investițiile în această grădiniță. Suntem pregătiți, probabil de mâine copiii deja o să rămână la program prelungit și sper din tot sufletul să fie de bun augur tot ce am realizat astăzi. Mulțumesc! Așa, după cum a spus și doamna director, totul este pregătit, după cum vedeți și noastră, este conform, cred că, legilor. Este foarte frumos. Vreau să-i mulțumesc îndeoseb doamnei director pentru implicare, pentru că dacă dânsa nu s-ar fi implicat, nimic nu s-ar fi realizat. Felicitări, bravo! Nu în ultimul rând Consiliului Local, care au fost alături de școală și vom fi mereu, iar pe cealaltă parte, care au contribuit cel mai mult investitorilor, celor care au sponsorizat această investiție, le mulțumesc în mod special și îi așteptăm cu drag să vină în continuare și acolo unde trebuie, dacă pot, să ne ajute. Mulțumesc tare mult și încă o dată mulțumesc doamnei director pentru implicare. Doamne ajută!